Bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată cu familia Montano, exact cum am promis. Facem un nou episod. Pentru cei care mai știți, în episodul trecut Rachel și-a găsit și-a un prieten. Văd că cred că e pe acasă și ea acum. Unde ești, dragă? Pe aici. Și o să-l invităm pe la noi, mă gândeam. Uitați-l aici, pe mustaciosul ăla, pe chinezul, cum ar veni. 2, 3, 4, 5, 6, dar momentan nu pot să-l mut aici, gen. Asta e singura chestie nasoală. Oh, lui Molly este foame, dar are mâncare, dar nu știu unde îi. Treci și casă, ia uite-te. Stai afară să îngheți, ai nebunit. Și bineînțeles, dacă vă plac episoadele cu familia Montano, nu uitați, dați și voi acolo un like. Ia uite că a venit și Morgan prin vizită pe la noi pe aici. Ce doar, aha, vrea să vorbească vis-a-vis de chestia asta. Ce trebuie să facă? Ăsta ce are, mă, de ăsta aici? Băi, Dorian, îi lasă, la cățel. Credeam că stă și el pe la bunici. Pe acolo, da, na. Vreau să mă mai uit odată la arbore, să... Ce naiba, mă, stați puțin. Aoleu, e onomastica lui ăsta, trebuie să-i facem ziua. Stop, avem tort în frigider. Ia uite, bine că mi-am dat seama acum, vai de mine, n-avem tort. Nevastă sau o să facă tortul. O să-i dăm cook, că fac așa și e îmbrăcată pentru chestia asta. Însă, știi ceva? Un blue confetti cake ăsta? Dar nu știu dacă ăsta mergea gen să... Bă, ia uite, are level 9, mucățări. Strawberry cake. Hai să facă unul de ăsta așa. Dăm play. Sper să nu cumva să treacă ziua, să sperie toată casa de... Exact în mâncarea lui ăsta, sără! Gata, frățioare. Așa, îți pregătește acum tortul. Ați nebunit, ce vă speriați atâta? Bă, da, și ăla stă ceva băgat acolo. Hai că asta mai are puțin și face level 10. Morgan, ia să din cât mai are. Nu. De ce? Și o să fie super supărat acum, uite că a uitat de ziua lui. Dar ce e asta? Display rank. Deci asta să înțeleg. Păi, ce rău îmi pare. Uitați-vă ce situație penibilă. Din nou, deci uit să le fac onomasticile. Hai să mă uit repede peste ăștia să văd aici. Rachel, văd că e în regulă. Gino, ăștia, da, e. Aolo, stai că e cățelul aici, Molly, care are nevoie și ea neapărat de... Dar ninja n-am unde să o duc acum. Hai să-l punem în frigii. Îl lăsăm aici. Vreau să vă spun o chestie. Eu înainte mă uitam foarte mult la Ilie's Vlogs. Adică mâncam în timp ce mă uitam la episoadele lui. În fiecare zi mă uitam și am văzut acum că e un scandal cu un alt băiat. Max sau ceva de genul. Sper să nu greșesc, cum că i-ar fi dat o sumă de bani, nu i-ar mai fi dat-o înapoi, chestii de genul ăsta. Și m-am uitat la clipul băiatului respectiv, în care a venit cu dovezi, cu chestii, cu mesaje. Și tind să-i dau dreptate lui și i-am lăsat un comentariu lui Ilie. Înainte nu-i comentam, doar mă uitam frumos, n-avea nicio treabă. Și i-am lăsat un comentariu și văd că și lumea este de acord cu mine, pentru că am vreo 300 și ceva de like-uri la postarea respectivă pe canalul lui Ilie's Vlogs, acolo este episodul. E Dear Max, ceva de genul, dragă Max. Și vreau să vă zic și chestia asta. Și luni voi începe școala, din câte știu. Ia uite pe ce alergă ăsta pe aici. Unde ești, bre? Hei, tu nu te duci la masă, la toaletă, la... Trebuie să stau eu să-l învăț pe ăsta. Du-te de aici și tu, hai. O să aibă și el ceva proiecte pentru școală, cred. Și sper să-i dea un proiect pe care nu l-am mai făcut până acum. Că am mai făcut proiecte de-astea ce mai erau pe aici. Băi. Da, e camera lui Dorian aici, așa e. Ce-i drept. Însă, știți ce mi-am pus eu lui în cameră?
Hai să-i punem o lumină ceva mai... Ia uite, bă, a venit un om la el în cameră. Să-i punem o lumină mai micuță, așa. De asta de perete, mă gândesc. Acum să și găsești ceva interesant. Cred că ai drăguța asta pe albastru, așa. Da, unde naiba o punem? Hai că nu cred că luminează atât de mult camera, nu? Ia. O să-i dau eu gen aici mai degrabă, uite. This room. Și putem să o lăsăm mai jos. Ai, du-te încolo de aici de câine. A, abia acum pornise de fapt. Cam așa ceva. Ia să dăm și pe un albastru. Cred că asta e prea așa, nu prea îmi place. Asta parcă arată mai bine. Da. Super acum. Însă nu înțeleg. Băi, lasă-o mă pe bunica ta. Asta nu înțeleg dacă e somn. Dar văd că e... Aoleu, e cam târziu, trebuia să-l lasă toarmă. Dar hai, ia-ți o porție de mâncare, ceva. Ia și tu de aici o porție. Mamă, dar e plin de fantome acum cu ăștia aici. Asta e tare când joci foarte mult timp cu o generație de Sims, pentru că ei tot avansează, vedeți, și sunt foarte multe chestii pe aici ce se pot întâmpla în decursul episoadelor, ca să zic așa. Băi, ce rău, îmi pare că nu pot să facă momentan și ăștia un copil ceva, dar mai așteptăm puțin, că poate se mai eliberează pe aici, prin casă, treaba. Mă gândesc că ăsta, cât ar mai avea acum G de trăit? A, nu mi-arată aici exact, oh, shit. E bine că, uite, apar ăștia, într-un final apar și ei aici. Super. Super, super că apar aici. Cam asta este arborele în momentul de față, dar asta nu e căsătorită, mă, cu asta? Stai că nu mai înțeleg aici. Ba da, ăștia sunt căsătoriți, ok. Și mai rămasă soră sau și cu ăsta? Care ăsta la rândul lui trebuia să-i apară nevasta aici. Ciudat. Foarte ciudat arborele. Mi-ar plăcut să fie gen toată lumea care e în casă cum ar veni. Dar cred că ca să fac chestia asta trebuie să mă duc la ăsta mic. Da, de unde că arată doar pe masa și pe tasul. Ăștia arată doar pe copiii ăștia care i-a avut. Eu uite pe ăsta, mă, pe breakdance. Stai, băi, ușor să nu te... Eu uite-l mâncața și ochii ce dansează. Ce aspirație ai, mă, tu, de astronaut și faci pe aici circ? Mă, dar a început serviciu și ăsta. Câinele, cred că are probleme, trebuie să-l spele. Aoleu, ce împuțită e asta. Du-te și spală și tu câinele, hai. Nu pot să o duc acum, că dacă o duc la un alt câine, gen, oricum nu o să nască pentru că nu avem noi loc în casă. Asta e chestia nasoală. E rău că acel cod care îți dă voie să pui mai mult sim și e foarte păcătos, adică distruge destul de rău jocul. Care doarme? Băi, Anabel, tu te-ai culcat, mă? Hai, să o lăsăm să doarmă acum dacă s-a pus la somn. Da, bine că te duci pe ninsoarea asta să strângi prahatul la câine. Tare. Oh. Păi, dar ăsta i-am dat să mănânce, mă, ce naiba, n-a mâncat cât trebuie. Open. Ia o porție de aici și mănânc-o. Yes. Perfect. I-au crescut manierele. Asta e... Ia, uite-te, du-te, frățioară, la somn. Așa, tăticule, vezi că știi? Așa. Oricum, îmi place foarte mult că am mai făcut și camera asta aici. Chiar arată bine. Nu? Zice și voi acolo în comentarii. Ok. Băi, Rachel, ea cheamă... Bă, dar nu vine la ora asta, că e prea... Aul ăsta e strâmbit și pe asta la toaletă. E prea târziu ca să vină la pe aici. Și ea, momentan, camera ei, băi, în partea asta aici. Ar trebui să modific gen, da, și camera asta, fiind camera ei, aș putea să-i scot un pat
Și să-i punem și ei naiba un pat mai cum trebuie. Ce naiba să stea pe jos? A, mizerie era. Hai să-i punem un pat de Doamne ajută și ei, că n-au venit și ea cu prietenul pe aici. Dar trebuie să fim atenți și la bănuți. Unul de 2000 mi se pare cam scump. Sper să nu-l aibă careva. Da, nu-l are nimeni. Hai să zicem că putem să-l punem pe ăsta. Aolo, și nu intră pe acolo, stai să vezi beleaua naibii. Stai că trebuie să mutăm calculatorul acum. Adică... Ce are, mă, nu merge să pun aia acolo? Băi, nu-mi vine să cred. Stai că atunci trebuie să facem altă soluție, să găsim... hai să-l punem, uite, așa. Ce are, bă, dar nu se pune acolo? Mai ceva pe peretele ăsta? A, da, e asta. Stai să băgăm codul. Așa, hai că-l pun eu acum unde vreau eu, nu unde vrea el. Așa. Ok, deci lăsăm pe partea aia acolo. Asta îl punem și noi aici, unul, și punem și pe partea cealaltă. Ia să ne puse. Acolo l-am pus prea. Așa. Asta le lăsăm în continuare în cameră, să rămână ca amintire. Însă ce vreau să mai pun eu aici ar fi o floare, că camera asta chiar nu are deloc oxigen. Și aș putea pune... Una de perete sau... Oulă, ce nebă e asta așa mare? Una mai micuță așa, cred că ceva clasic. Uite așa ceva. Chiar arată foarte bine. Hai să vedem și peretele ăsta cum arată. Ok. Da, îmi place. Și dăm acum... Asta trebuie să o luăm de aici, nu mai putem... A, deja avem acolo una, o scoatem două acolo. Și, well done! Așa, tăticule, gata, claim. Să rămână asta patul tău, să știi când vii și tu cu un domnișor ceva, să știi că... Dar de ce nu te duci? Să o luăm pe asta la alte, ia uite, deci fiți atenți că asta n-a mai pomenit, cred că mai ne-ar trebui și o baie. Cel puțin că ăștia nu poate să-și facă treburile. A, dar asta e bărbatul, poate să intre. Bărbatul e cumnată, s-o, pardon. Hai că l-am exclus rapid. Așa, și vreau să cure și tu asta. Hai că și așa nu prea faci tu mare lucru în casa asta. Bă, ăsta e disperat după chitară, mă, nici nu-și mai face treburile, nu mai face nimic. Du-te și tu la toaletă, după aia îți faci un take shower, după care te bagi la somn aici, lângă nevastă ta. Așa, asta s-a trezit, gata? Da, băi, nu prea e mai e somn. Hai să o punem să gătească și ea ceva, că parcă lipsesc lucruri de pe aici și trebuie să înveți și ea, are abia level 4 la gătit. Și cred că ar fi ok, uite, meatballs ăștia, hai să facă 4 cărțile astea. Ia uite, să și tu cea să mănânce repede, dar să fi făcut stay a... Ok. Ce mă, ce faceți? Grab serving, de unde iau ăsta? What? Aolo, le-a pus aici pe masă, nu cred. În frigider, băi. Scot masa asta de aici, că îmi face probleme. De asta pun ăștia, când aveam o altă chestie aici, la fel făceau. Puneau lucrurile unde nu trebuie. Dar acum sper să le pun afară. Acolo că masa aia nu vreau să o scot. Se mai întâmplă. Du-te, ia uite. Eat. Aula, asta trebuie să se ducă la muncă, vai, Doamne. Mamă, și e moartă de somn și asta trebuie să plece la serviciu. Hai că asta e bună acum. Dar copilul ce are? Băi, să nu spui că și tu trebuie să pleci la școală. Perfect. Poți să te bagi la somn tu. Climb, așa. Hai că s-a trezit Dorian, văd. Ia să vedem noi. Okay. Băi, dar trebuie să mai doarmă, trebuie și mai culcă-te puțin.
De ce te-ai trezit acum? Ce vrei să te pui la calculator? Așa, ăștia pot să mai corespondeze și între ei. Îmi pare rău că nu pot să duc cățelul la cuplat pentru că n-am unde să mai pun alte animăluțe. Bă, dar ce am ratat onomastica lui Jay, deci chiar nu vreau să ratez, e practic ultima lui onomastică. Hai că asta s-a trezit, trebuie să ducă la muncă. Mamă, și fiți atenți că e... N-am ce să-i fac, îi bag codul, că nu pot să o las așa amărâtă. Lasă că întârzie la muncă. Aoleu, stai că era și asta la altă care trebuie să plece la muncă. Hii! Hai, bă, mănânc o dată. Și du-te la lucru că nu-i bine. Să nu spui că și tu trebuie să pleci acum. În 2 zile. Ai bine. Gata, pot să o bag la somn acum. Sleep. Ăla ce facem acum? Cred că și lui Gino e somn, da. Care el doarme aici. Ăștia când se face zi, ia-o tot pe asta cum pleacă la muncă. Băi, nebunii, vrei să faci sărăcești? Schimbă-te. Bă, da, s-a umplut casa de ăștia, deci uitați-vă și voi, e plin. Asta e urâțelul, da. Ia uite încă unul aici. Doamne, de unde naiba? Și mai era unul și în cameră la asta, uite, trei. Dar de unde au venit că eu n-am pus în curte așa ceva? Voi știți din ce cauză apar ăștia? Eu nu știu ce naiba au de a apărut aici la noi. Păi da, dragilor, cam acesta a fost episodul din Familia Montano. Nu uitați că mâine voi fi live, o să vă anunț din timp. Iar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați și voi acolo un like. Aștept comentariile voastre, o distribuire. Iar până la un nou episod cu Familia Montano, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!